Bună ziua și bine v-am găsit la interviurile DC Medical. Astăzi l-am alături de mine pe domnul conferențiar universitar dr. Gabriel Constantinescu, medic primar gastroenterologie de la Spitalul Clinic Salvador. Bună ziua, domnule doctor! Salut, minile! Domnule doctor, astăzi vreau să ne vorbiți despre endoscopie. Am să vă întreb întâi ce este endoscopia și la ce este bună această investigație. Endoscopia, așa cum îi spune numele, este o explorare care permite vizualizarea în interior a corpului uman. Asta înseamnă stricto sensu. Există endoscopie digestivă cu variantele ei în funcție de segmentul de tub digestiv pe care intenționezi să-l explorezi, dar există endoscopie endobronșică, se numește bronhoscopie. Există endoscopie practicată de urologi și care vizualizează sistemul urinar. Și așa mai departe. Evident că tot endoscopic, tot un fel de endoscopie, este și explorarea laparoscopică. Dar noi vorbim aici despre endoscopie digestivă, care implică o serie diversă de aparate care vizualizează segmente, evident, diverse ale tubului digestiv. Gastroscopia, esofagogastroscopia, este partea de endoscopie care utilizează, noi spunem, un gastroscop și care vizualizează esofagul, stomacul și duodenul. Așa este designul tehnic. Enteroscopia presupune un alt aparat și pe lângă esofag, stomac și duoden, duodenul este prima parte a tubului digestiv de după stomac, deci enteroscopia vizualizează cu o tehnică specială mare parte din intestinul subțire. Pentru că lungimea, asta este deja un truism, pentru că lungimea tubului digestiv este mare, utilizăm și colonoscopia, care, ca să-l parafrazez pe un celebru doctor american, este pâinea gastroenterologului, pentru că și patologia colonului este foarte importantă și din punct de vedere cantitativ, dar și din perspectiva tipului de patologie. Așa încât astea sunt aparatele cu care, pe care le folosești pentru a vedea, pentru a vizualiza clasic tubul digestiv. În afară de aceste tipuri de aparate și de explorări, există duodenoscopia. Duodenoscopul este un aparat special care, ajuns odată în duoden, permite tehnici de vizualizare și de terapeutică la nivelul căilor biliare. Un alt tip de aparat care deservește un alt tip de explorare este ecoendoscopia, adică în vârful unui endoscop special construit se găsește în chip miniaturizat un ecograf și asta permite diverse tipuri de investigare, dar și terapeutice, în zone diverse. De exemplu, ecoendoscopia vede orice este dincolo de peretele tubului digestiv, vede foarte bine pancreasul și mai departe, căile biliare și așa mai departe. Patologia este foarte diversă, dar permite și acțiuni de tip terapeutic la fel de diverse. Deci cam asta este endoscopia utilizând endoscoape. În aceeași ordine de idei și capsula endoscopică, de aici îi vine numele. Capsula endoscopică practic este un dispozitiv cam de mărimea unei capsule mai groase, de un gram de ampicilină, care conține două camere video și care, evident, baterii care îi permit o autonomie de funcționare, și cu această capsulă endoscopică se explorează o zonă relativ greu accesibilă pentru endoscopia clasică, și anume a intestinului subțire. Practic ea transmite la distanță imagini
Care și e foarte întortocheată, de asta este o problemă pentru el. Este și întortocheată și permite și este și întortocheată, dar și timpul de explorare este similar timpului de tranzit, adică are un quantum care se ridică la peste 7, 8, 10 ore. Deci și capsula endoscopică este tot un fel de explorare a tubului digestiv. Dar când spui endoscopie digestivă, noi ne referim în special la acele tehnici care utilizează endoscoape, care, așa cum v-am spus, au diverse mărimi, lungimi, canale, au o mecanică, dar și o optică foarte complexă, și care permit modalități diagnostice foarte avansate, sunt cele mai fidele, evident, pentru tubul digestiv, dar și terapeutice. Deci aceste endoscoape generează imagini, așa cum o să vă spun probabil mai departe, imagini HD, cu care, practic, noi, medicii, vizualizăm leziuni din ce în ce mai mici, cu tendința în viitor de a se realiza procede cu magnificație aproape microscopică. Asta este tendința, de a se vedea sunt cât atât mai de fidele încât puteți mări imaginea. Deci imaginea pentru o endoscopie HD ajunge de 60 de ori mai mare decât și mai acurată decât imaginea obișnuită a ochiului uman. Deci este, sigur, nu mărește de nivelul unui microscop, dar nici nu trebuie, pentru că atunci când mărești, există și endoscoape care conțin, care au ca facilități posibilitatea de a evalua la nivel microscopic. Problema este că suprafața de investigare este așa de mare, pentru că microscopul practic deodată explorează o suprafață foarte mică, de-aia mărește de atâtea zeci și sute de ori. Spuneți-mi, acesta este un tip de investigație pe care ar trebui, nu știu, să-l facem odată la după anumită vârstă, cum sunt spre exemplu colonoscopiile, nu? Ele sunt indicate după anumită vârstă, orice bărbat ar trebui să meargă și să-și facă. Endoscopia este indicată sau ea este o analiză pe care ne este indicată în anumite patologii sau atunci când există anumite suspiciuni? Răspunsul este: indicația de endoscopie are în vedere diagnosticul, dar și terapia unor evenimente diverse. Dar când v-ați referit la explorarea care se petrece din timp în timp, asta se numește screening. Un soi de screening, da. Screeningul, de exemplu, în colonoscopie este standardizat în lumea mare și are în vedere evaluarea colonului, pentru că așa se numește colonoscopie, asta este zona explorată, are în vedere evaluarea colonului având drept țintă descoperirea incipientă a cancerului colorectal, dar și a precursorilor săi. Deci, practic, când cineva te întreabă dacă trebuie efectuată din timp în timp pentru colonoscopie, după vârsta de 50 de ani la populația de tip caucazian și după 45 de ani la populația de tip hispanic sau afroamericană, și nu numai, dar pentru România, care are o populație predominant caucaziană, după vârsta de 50 de ani este necesară o explorare de tip colonoscopic care vizualizează în primul rând precursorii cancerului, și aceștia sunt polipii colonici sub diversele lor forme, dar și în chip incipient a cancerului colorectal. Normal că la orice vârstă poți să ai cancerul colonic, și o să mă întrebați de ce la 50 de ani. Pentru că societățile medicale au stabilit că după vârsta de 50 de ani, riscul statistic, șansa statistică, adică riscul, ghinionul, dacă mă întrebați din punct de vedere uman, dar șansa este statistică, șansa statistică de a avea un cancer crește exponențial, îl atinge ca vârf după un 67 de ani. Practic, deci, noi avem ca și țintă medicală
descoperirea precursorilor, dacă ai descoperit precursorii și ai eliminat prin procede de colonoscopie terapeutică, din punct de vedere statistic, la acea cohortă populațională vei avea mai puțin cancer colonic în decadele ulterioare. Deci cam asta este indicația screening. Dar am trecut direct la screening înainte să discutăm despre indicațiile stricto sensu. Sunt foarte, foarte, foarte multe în patologia umană. Aș începe cu endoscopia digestivă superioară, pentru că și patologia esofagului, stomacului și a duodenului este foarte diversă. De exemplu, boala ulceroasă, endoscopia superioară, gastroscopia, gastroduodenoscopia, vizualizează cu mare acuratețe stomacul și identifică prezența ulcerului gastric și a ulcerului duodenal. Ciroza hepatică și varicele esofagiene sunt diagnosticate, polipii gastrici, gastritele, cancerul gastric, din păcate. S-ar putea să mă întrebați de ce nu se face și aici screening. Screening, există conceptul de screening pentru cancerul gastric în lume, dar... În Japonia știu că ei, spre exemplu, sunt obligați să facă odată la, 6 luni sau o chestie de genul ăsta, un soi de endoscopie special pentru cancerul gastric. Dar acolo ține, cred că, de alimentație. Există anumite țări, în special în Asia extremă, unde cancerul gastric are o prevalență mai înaltă, o incidență mai înaltă. Și atunci când societățile medicale identifică acești factori de risc, de exemplu în America, în Statele Unite ale Americii, această chestiune nu există. Cancerul gastric este mult mai puțin frecvent decât cancerul colonic. Și atunci, din punct de vedere tehnic, nu poți să screenezi o populație așa de mare, nici din punctul de vedere al costurilor, dar nici al resurselor umane. Și atunci screeningul de cancer gastric este rezervat doar țărilor unde incidența cancerului gastric este mai mare. Pentru România, ea este la jumatea distanței cumva, spre jumatea distanței între țările cu incidență scăzută și cele cu incidență ridicată. Dar screeningurile în general se referă la posibilitatea de a investiga o populație, dar au în vedere și resursele materiale pe care trebuie să le utilizezi, adică îți trebuie bani foarte mulți ca să iei la rând toată populația peste 50 de ani și să o identifici și să o explorezi. Dar deocamdată, pentru explorarea diagnostică, endoscopia digestivă superioară este suficientă și este important că s-a dezvoltat. Numărul de endoscopie în România în ultimii 15-20 de ani este mult mai mare. Doctorii care utilizează aceste aparate sunt mult mai mulți decât acum 2 decade, să spunem, și evident este un progres în toate. Inclusiv în ce mi-ați spus în aparatură, pentru că mi-aduc aminte că primele fibroscopia optică se numea pe vremuri, nu? Prima, de aici s-a pornit. Erau puțin cam greoaie. Cred că evoluția nu este numai în planul dezvoltării aparaturii, ci și al dezvoltării tehnicii, pentru că orice procedură endoscopică este o procedură care creează un disconfort cel mai adesea. Și marele progres la ora actuală constă în faptul că în momentul ăsta explorările se produc sub anestezie, pentru că aici trebuie, în afară de, să zicem, un număr, nu spun o armată, dar un număr mare de endoscopiști, dar trebuie un număr în egală măsură, un număr mare și de doctori de terapie intensivă, care tehnici de analgosedare fac această procedură mai agreabilă și pe care o ameliorează clar calitativ, pentru că dacă pacientul este adormit și doctorul care realizează explorarea explorează mai confortabil, într-un timp mai prelungit, mai cu răbdare, la o calitate mai bună. Deci nu este vorba numai de evoluția
aparaturii, ci și de evoluția tehnicii în sine, în ansamblu. Aparatura a început în anul 1958 în lume, când Basil Hirschkovich a reușit să construiască endoscoape utilizând fibră optică flexibilă la început și am lucrat și eu cu aceste aparate. Erau aparate optice care aveau o bună calitate. Erau aparate optice, după care la aceste aparate optice spre anii 80 au apărut camerele video și după aceea a apărut videoendoscopia. Practic tu nu vezi nimic, este un chip în vârful endoscopului care transmite imagini pe care le reconstruiește care sunt reconstruite pe ecranul endoscopului și tu practic vezi aproape natural o imagine mediată digital. Acum toate aparatele sunt digitale și evident că facilitățile tehnice sunt excepționale. Noi avem facilități de spălare, de insuflare, au o mecanică foarte bună. Și acum ar trebui să trecem mai departe la tipurile de proceduri la care această endoscopie digestivă este utilă. Tipurile de intervenții, pentru că inițial până la jumătatea anilor 70, deci 20 și ceva de ani, endoscopia digestivă a fost inițial a fost numai diagnostică, după care au apărut facilități prin crearea unor dispozitive foarte inteligente, mintea umană permite așa ceva. Deci, practic, au apărut tehnici de rezolvare a unei patologii din ce în ce mai mari. Și vă dau câteva exemple. Până anii 80, hemoragia digestivă. Deci, practic, situația în care o boală ulceroasă eroda un vas și pacientul avea o sângerare mai mult sau mai puțin intensă, uneori mortală. Deci, practic, acest gen de patologie inițial se adresa stricto senso numai specialității chirurgicale. Practic, chirurgul opera stomacul, hai să spunem așa, sau duodenul. Deschidea pacientul, opera, identifica zona, bănuiesc, unde era acea hemoragie, să cauterizeze, nu? Realiza, mai mult, era obligat să treacă la procedee de rezecție gastrică, da, care desigur că la vremea aceea erau salvatoare, dar după aceea s-a observat că prin metode endoscopice și chirurgii și ei utilizează endoscoape și la noi în România, dar și în lume, și practic mare parte din patologia clasic chirurgicală a fost deviată spre endoscopia, care produce o intervenție de tip mini-invaziv. Dar am spus despre hemoragie digestivă, de exemplu, corpii străini impactați în esofag, sau stomac, sunt corpi metalici, practic se scot ușor cu ajutorul endoscopelor, stenozele digestive, la nivelul explorărilor pe care numim noi colangiopancreatografia retrogradă, cu un endoscop special ajungi în fața deschiderii căilor biliari în duoden și până tehnici și dispozitive speciale se pot extrage pietrele, calculii care migrează din vezicula biliară pe canale și produc ictere și pancreatite. Evident, tumorile de mici dimensiuni pot fi rezecate prin tehnici speciale. Mai jos mergând, am amintit la explorarea colonoscopică, sângerările care se produc din cauza unor malformații vasculare, polipii mari care pot fi rezecați cu ajutorul sau prin intermediul colonoscopiei, ca să dau doar câteva exemple. Sigur, paleta de intervenții este mare, foarte mare. Sigur că tehnicile endoscopice nu elimină, nu concurează neapărat chirurgia. Chirurgia clasică are indicațiile ei. Are indicațiile ei care sunt intangibile și care în momentul ăsta nu se discută. Endoscopia digestivă este iarăși foarte utilă și în domeniul paliației.
De exemplu, din păcate, ai cancere digestive avansate și noi montăm stenturi, proteze autoexpandabile pentru a facilita pacienților tranzitul alimentar, adică le permitem, practic le paliem disfagia. Pot din nou să înghită mâncare pe căi naturale. De asemenea, prin intermediul endoscopiei montăm gastrostome, jejunostome, facem dilatații ale esofagului stenozat, stenozele ulceroase la nivelul duodenului. Deci, o patologie foarte diversă este astăzi abordată de prin tehnici endoscopice, care în momentul ăsta și în România se dezvoltă și numeric și calitativ. Sunt din ce în ce mai mulți doctori care practică tehnici de endoscopie diagnostică și intervențională, asta este clar. Sunt multe specialități medicale care s-au dus din partea de investigație în partea de terapeutică, adică în sensul ăsta, au devenit intervenționale, ca să le spunem așa. Spuneți-mi totuși, înainte de a vă întreba cum se desfășoară efectiv endoscopia, așa, am să vă întreb totuși, ați vorbit mai devreme și ne-ați spus că România este cumva între țările asiatice și partea cealaltă, o care nu ar avea nevoie sau are o incidență mică de, de cancer gastric. Cum ne dăm noi seama? Cum îmi dau eu seama, spre exemplu, că ar trebui să fac o endoscopie sau că n-am nevoie de o endoscopie? M-am referit la capitolul screening. Endoscopia se adresează însă și diagnosticului. Evident că dacă un pacient are un scaun negru, deci a sângerat, trebuie explorat. Dacă pacientul are durere abdominale și bănuim că are un polip gastric sau că are o tumoră malignă, din păcate, sau că nu mai poate să înghită și bănuim că există un cancer esofagian, atunci indicația pentru endoscopie diagnostică, atenție, endoscopia diagnostică înseamnă și posibilitatea de a se preleva biopsii pentru a se genera practic un diagnostic peremptoriu pentru malignitatea respectivă. În baza acestui diagnostic, oncologul mai departe alege chimioterapia sau imunoterapia mai modern pentru sau radioterapia sau chirurgia dacă malignitatea este într-o fază incipientă. Deci, practic, în baza diagnosticului nostru, împreună cu imagistica de bază, care este computer tomografia și rezonanța magnetică, practic în tubul digestiv două explorări, pentru tubul digestiv sau pentru bolile digestive, două explorări au mare anvergură. Endoscopia digestivă oriunde s-ar petrece, dar și imagistica prin computer tomografie. Computer tomografia este tehnica care o folosesc radiologii, care a revoluționat complet diagnosticul, nu numai al bolilor digestive, al unei patologii practic extrem de diverse. Practic este inacceptabil într-un spital să nu ai un computer tomograf. Practic, computerul tomograf este util atunci când pacientul are politraumă, este bun în boli pulmonare, dar nu trebuie să discutăm aici despre computer tomografia. Dar să nu credem că bolile digestive sunt exclusiv apanajul explorării endoscopice. Nu. Și celelalte metode imagistice, ultrasonografia, computer tomografia și celelalte, sunt multe la ora actuală care concurează, care se aliniază împreună la realizarea unui diagnostic, după care, desigur, urmează partea cea mai delicată, și anume a terapeuticii. Ce faci mai departe? Practic, noi în tehnicile noastre am deblocat o parte din patologie din zona de interes a chirurgilor, dar ei au și mai multe cazuri decât în trecut, pentru că și populația are vârste din ce în ce mai avansate, vârste la care și patologia este din ce în ce mai frecventă. Și mai complicată. Șansa unui bărbat să dezvolte în timpul vieții un cancer depășește 40-45% și a unei femei se apropie de 40%. Deci
Asta numai din cauza faptului că speranța de viață a crescut foarte mult, inclusiv în România, este cu peste 7-8-10 ani mai mare decât acum 30 de ani. Este mult mai mare. Să nu mai discutăm cum era acum 100 de ani. Speranța de viață era undeva pe la 50 și ceva de ani. Nu cred. Cred că era și mai puțin. 57 de ani era la bărbați și 66 la femei era în anul 1989, iar acum este cu 7-8 ani mai mult pentru fiecare segment în parte. Deci, practic, speranța de viață a crescut și, ca urmare, și diversitatea de patologii, nu numai digestive, este mare, cuantumul bolilor și al mortalităților fiind, având ca lider bolile cardiovasculare și malignitățile în general, cancerele și bolile cardiovasculare domină complet tabloul funest, topul funest al bolilor de care, din păcate, suntem legați. Și din cauza aceasta și endoscopia digestivă și celelalte explorări digestive sunt importante, pentru că cele mai multe cancere pe ansamblu sunt digestive. Cancerul pulmonar, și mă refer ca și fatalitate, cancerele digestive sunt pe locul întâi luate pe ansamblu, datorită incidenței foarte mare a cancerului rectoconic și a cancerului pancreatic și hepatic. Practic, cele trei cancere însumează, cel puțin acolo în țările unde avem o statistică bună, pentru că doar pe astea poți să le înseamă, da. Astea domină, iar ca mortalitate sunt și mai agresive. Sunt și mai agresive, poate, decât celelalte. Poate, exceptând cancerul bronhopulmonar, dar astea digestive, din păcate, sunt foarte agresive și foarte multe. Încă o dată, cancerul colorectal, cancerul pancreatic și cancerul hepatic sunt foarte în față, din păcate. Și atunci și explorările screening sau nu digestive sunt foarte importante, sunt pe linie endoscopică, evident. Deci ar trebui, în primul rând, să cunoaștem niște simptome care să ne facă să mergem la un doctor, nu? Care, un medic gastroenterolog în cazul acesta, care să ne recomande în caz că este nevoie o endoscopie. Nu ne facem așa că vrem noi sau ne-am adus aminte în fiecare an. Spuneți-mi dacă ar fi, există sau nu știu, puteți să faceți o listă cu câteva simptome de bază ale unor afecțiuni care să fie de gastroenterologie clar? Durerea abdominală merită să canalizeze atenția pentru explorările noastre. Sigur că nu sunt numai boli digestive, poți să ai și anevriz de aortă, să ai durere abdominale. Durerea abdominală, anemia după vârsta de 50 de ani este adesea provocată de boli digestive și, din păcate, de cancer, dar nu numai. Deci durerea abdominală, anemia, diareea. Noi acum am vorbit, sigur că este această fatalitate a cancerelor care ne marchează pe toți și cancerofobia în sine, dar sindromele diarice, sunt foarte multe bolile inflamatorii, intoleranțele alimentare, toate aceste patologii, și mă refer acum la patologia de tip organic, structural, toate aceste patologii necesită investigație endoscopică. Am spus diareea, sunt multe cauze care generează acest sindrom compus din zeci și poate sute de boli. Deci, aici este importanța acestor explorări, dar m-ați întrebat despre simptomele care te propulsează către doctor. Deci, durerea abdominală, diareea, voma, disfagia, anemia, ca să vă spun doar câteva. Sigur că sunt multe și nu putem să avem aici o abordare exhaustivă, că nu este un curs de medicină. Dar pacientul trebuie să știe. Mai important decât să știe pacientul, pentru că pacientul trebuie să se orienteze, dar el trebuie să apeleze în principiu la medicul de familie. E importantă sau nu secvența asta, de-aia va trebui să devină importantă. Medicul de familie este cel care trimite mai departe pentru explorări la specialist pacientul respectiv. La ora actuală, această simptomatologie pe care pacientul o povestește sau, mă rog, în timpul consultului medical o sesizează medicul de familie. Evident, nu? Desigur, așa se face. Desigur. Pe de altă parte,
În România de astăzi există un sistem întreg de ambulatoriu finanțat de Casa de Asigurări care permite ca oameni care au simptome diverse să beneficieze de explorări de ambulator din ce în ce mai avansate, mai multe din punct de vedere numeric. Deci, practic, chiar și spitalele mari care se ocupă de bolnavi foarte grav, dar pot, prin sistemul biletelor de trimitere finanțate de Casa de Asigurări, să investigheze pacientul atunci când el, împreună cu medicul de familie, consideră că simptomatologia este alarmantă suficient cât să propulseze, cât să trimită pacientul la o explorare. Desigur că, să zicem, durerea abdominală, poți să o ai la orice vârstă, există durerea abdominală a copilului care nu necesită investigații, sunt adesea de tip funcțional. Ca să discutăm pe scurt, funcțional înseamnă cumva un dereglaj, ca să fie foarte pe scurt. E complicat de spus ce înseamnă funcțional într-un timp foarte scurt. Dar când pacientul a depășit un 40, 40, 50 de ani și odată cu vârsta asta crește riscul ca boli grave să intre, din păcate, în scenă, atunci cu atât mai mult există indicație ca pacientul respectiv să fie explorat. De exemplu, dacă un pacient de 20 de ani are o durere abdominală de mică intensitate, medicul de familie sau medicul specialist poate să-i prescrie per primam un tratament. În momentul în care pacientul are deja o anumită organizare a simptomelor în timp, adică simptomele devin cronice, el are o vârstă de peste 45-50 de ani, asociază și o scădere ponderală, de exemplu, atunci evident că pentru aceeași durere abdominală cu aceeași localizare trebuie să îi prescrii o explorare endoscopică și nu numai, pentru a exclude sau pentru a identifica într-o fază cât mai precoce boli grave. Cu cât boala este mai la început, posibilitatea de a fi tratată este mai mare. Cu cât boala a evoluat mai mult timp fără să fie inventariată, cu cât ea devine la un moment dat mai evidentă, cu atât posibilitățile de a fi tratată sunt mai mici. Deci, practic, atunci când dai simptome mai puține, ar fi bine, măcar la o anumită vârstă, să explorezi, pentru că atunci când deja ai simptome și boala devine evidentă, șansele ca să faci ceva curativ, pentru că noi vorbim despre ceva curativ, scad. Pentru cele mai multe cancere, totuși, chirurgia este standardul de aur pentru curabilitate. Pe cele mai multe cancere, nu fac acum un inventar al lor, ori cancerele curabile chirurgical sunt alea mai mici ca dimensiune. Cu cât este mai mic în dimensiune și văzut la început, cu atât problema poate fi rezolvată mai ușor și mai radical. Spuneți-mi, endoscopia ca investigație medicală în sine îți necesită o pregătire specială? Știu că la RMN, spre exemplu, nu trebuie să mănânci câteva ore înainte. Sau nu trebuie să bea anumite substanțe, dacă o substanță de contrast. Endoscopia, cum te pregătești pentru ea? Dacă discutăm despre endoscopia superioară, ar trebui câteva ore înainte să nu mănânci și să nu bei nimic. Să zicem apă, nu? Trebuie să nu bei nici apă, măcar cu câteva ore înainte, pentru că dacă se presupune, și asta se întâmplă cel mai adesea, că utilizezi diverse tehnici de anestezie sau de analgosedare, practic anestezistul nu îți injectează substanțele specifice dacă pacientul a mâncat sau a băut, pentru că există riscul de aspirație și care poate să aibă consecințe funeste. Deci pentru endoscopia digestivă superioară, practic pacientul trebuie să aibă un post înainte de cel puțin câteva ore. Bine ar fi să faci explorarea dimineața și el să nu mănânce decât seara. Da. Ca să fie mai simplu, dacă se petrece în timpul zilei, 4, 5, 6 ore de la un prânz mic este de asemenea posibil. De asemenea, ca și pregătire, practic dacă previzionezi diverse
proceduri, nu ai voie să iei anticoagulante și antiagregante, pentru că trebuie să menționez ceea ce deja lumea știe. Foarte multă lume după o vârstă folosește antiagregante și anticoagulante și atunci când intenționezi să faci și o procedură în același timp, nu ai voie să ai anticoagulante pentru că astea împiedică orice tăietură mică, orice cauterizare. Asta din punct de vedere al endoscopiei superioare, fie gastroscopie, ecoendoscopie, duodenoscopie și colangiopancreatografie retrogradă. Pentru colonoscopie, se spune, aici este o cu tot o altă problemă, pentru ca tu să poți vizualiza HD colonul, practic colonul trebuie să fie curat, ori ca să fie curat, el trebuie pregătit temeinic, multe ore înainte, cel puțin 12 ore înainte, 12, 16, 18 ore înainte, trebuie pregătit cu o substanță specială care îl curăță, îl face perfect, adică practic... Am înțeles, ca să nu existe răzidu care să împiedice vizualizarea. Ca să permită o bună vizualizare, da. Ca să permită, evident, anularea riscurilor, trebuie să vezi leziunile și al doilea, dacă intenționezi să realizezi niște procede, atunci când apar defecte de mucoasă, în momentul în care colonul este murdar, se poate întâmpla peritonită, în timp ce dacă, virgulă, colonul este curat, lucrurile acestea se ameliorează. Deci la colonoscopie există substanțe care pregătesc foarte bine și care sunt dificil de înghițit, pentru că practic cel puțin 2 litri jumate, 3 de substanță trebuie băută înainte, dar media este 4 litri. Da, până la urmă nu ai ce să faci, nu faci explorarea asta zi de zi, așa încât mai bine este să fii bine pregătit. Așa cum am spus, împreună cu colegii de la anestezie, se realizează o bună analgosedare și acolo unde echipa este bună și doctorii controlează bine tehnica, pacientul este adormit complet în așa fel încât procedura în sine, care cândva crea fiori, era ca o extracție dentară, deci care crea fiori, este aproape fără niciun fel de probleme, pentru că pacientul este adormit de la început la sfârșit și se și trezește cu mintea limpede și în regulă, rămânând ca cel puțin pentru colonoscopie, cea mai dificilă problemă este pregătirea, care nu ai cum să o faci sub anestezie. Ea este un act profund deliberat și inestetic și neplăcut. Dar nu avem ce să facem, pentru a avea explorări de calitate trebuie și o pregătire de calitate. Asta se întâmplă la orice lucru pe lumea asta. Spuneți-mi, din experiența dumneavoastră clinică, nu știu, care dintre patologiile astea sunt cele mai des întâlnite de care ne-ați vorbit astăzi? Cancerele. Cancerele sunt cele mai întâlnite patologii, mă refer patologia serioasă. Sigur că noi facem multe explorări pentru a identifica un cancer. Acum pot să... și polipicolonici sunt o patologie, practic, frecventă. Dacă ai inventaria, persoanele peste 50 de ani, până la 40% pot prezenta polipicolonici mai mari sau mai mici. Nu tot se transformă în cancer, asta este evident. Dar nu poți să pui chiar patologie, sau poți să pui. Dar patologie serioasă, noi practic, deci practic endoscopia a fost făcută pentru boli mari, cancerele digestive, hemoragiile digestive, bolile inflamatorii intestinale. Astea sunt cele care, cum să spun, te deranjează ca pacient și ca doctor, ca sistem medical. Dar pentru diagnosticarea acestor, sigur, boala ulceroasă, patologia este diversă, am amintit la început, sunt foarte diverse patologiile. Dar, practic, sunt multe explorări care finalmente se încheie cu un diagnostic normal, pentru că noi nu putem ținti exact, nu înseamnă că dacă ai durere abdominală găsești neapărat boală ulceroasă, sau dacă ai o scădere ponderală identifici neapărat un cancer, pentru că așa cum lumea știe, lumea medicală și din ce în ce mai mult și populația în sine,
Din păcate, în patologie digestivă, în afară de bolile structurale, mai există și boli zise funcționale, cum este, de exemplu, intestinul iritabil sau dispepsia funcțională, dar lista este mult mai mare. Aceste boli funcționale sunt situația în care pacientul are simptome, dar organele sunt absolut normale. Dar noi nu ne putem da seama neapărat după simptome. Mă rog, poți să-ți dai seama, dar practic nu există o similitudine. Da. Nu sunt simptome așa de exacte ca să spui ăsta are intestin iritabil. Practic, în mod clasic, intestinul iritabil era afirmat atunci când pacientul care avea, de exemplu, durere abdominală și diaree, avea o colonoscopie normală și atunci diagnosticul era enunțat prin excluderea unor boli organice. Deci aceste explorări endoscopice au rol de afirmarea unei patologii, dar și de excluderea acestor patologii diverse. În momentul în care spui pacientului că nu are boală acutare, și asta este important. Așa se petrece și în medicină. Atunci când pacientul are simptome, ar fi ideal ca medicul să propună investigații care să găsească una sau două care să găsească în timp cât mai scurt diagnosticul. Situația asta însă este rară. Mai frecvent este situația în care doctorii, medicii propun explorări care exclud bolile din manual în așa fel cât restrângi cercul suspecțiilor suficient de mult până când ajungi până excludere la alte diagnostice. Există și această abordare care este frecventă. Nu întotdeauna pacientul are durere, e făcut endoscopie și identifici un ulcer. Asta se întâmplă uneori, alteori excluzi. Știi că pacientul nu are ulcer, știi că nu are cancer gastric, știi că atunci când are, de exemplu, o sângerare, să zicem, rectală, sângerare digestivă inferioară. La orice sângerare, nu există tip de sângerare, există sângerare, punct. Și atunci tu propui explorarea colonoscopică care elimină boli din ce în ce mai grave sau mai puțin grave. Elimini cancerul colonic, elimini polipi și așa mai departe și la sfârșit trebuie să-i spui pacientului sângerarea ta a fost probabil de cauza, să zicem, hemoroidală. Pentru că există și așa ceva. Nu poți să-i spui de la început, sigur ai sângerare de cauză hemoroidală, nu ai cancer rectal. Nu este simplu. Uneori poți, alteori nu poți. În așa fel încât, deci, explorările care noi le propunem diagnostichează, dar și exclud alte boli. Domnule doctor, vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc.